Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin cu mare bucurie către voi cu un mic proiect, de data aceasta mic, micuț și drăgălaș, sândăluțe croșetate pentru fetițe, pentru copii, pentru bebeluși, dar nu neapărat pentru că am făcut cu roșu, cu roz, e pentru fetițe, dar poate pot fi făcute cu ușurință și pentru băieței. Folosim culorile adecvate, culorile care vă plac vouă. Bun, e un model foarte ușor, foarte, foarte simplu de făcut, intră foarte puțin fir, în câteva ore, deci într-o după amiază, o astfel de pereche de sândăluțe este gata. Haideți să vă spun ce dimensiune am întâi, să vă spun pentru ce vârstă este această pereche, deci la talpă am 10 cm, 10 cm corespund vârstei de 3 luni, o măsură orientativă. Pentru că un copilaș se poate să se nască de 59 de centimetri și de 4 kg și atunci e posibil ca bebeluș nou născut să aibă deja 10 cm la picioruș. Sau se poate să fi născut de 2 kg 800 și să aibă 47 de centimetri lungime și atunci poate să-i vină o astfel de pereche de sândăluțe pe la 6 luni. De aceea am spus că sunt măsuri orientative. Dați la căutare pe Google sau pe Pinterest, scrieți la căutare măsuri talpă copii și veți găsi tabel cu măsuri orientative și veți vedea acolo că 10 cm corespund orientativ vârstei de 3 luni. Foarte ușor de lucrat. Se lucrează două tălpi de acestea. Eu am făcut după schema. Mulțumesc, Alina, pentru sugestia ta. Una dintre prietenele de pe grup, prietenă virtuală, mi-a trimis pozele, mi-a spus că și-ar dori să facă o astfel de pereche de sândăluțe, m-am îndrăgostit de ele la prima vedere și m-am și apucat și am și lucrat. Schema este foarte ușoară, nu știu dacă o găsiți, dacă vreți să lucrați după ea, uitați, puteți face un print screen la imaginea pe care vă pun eu acum și apoi puteți să lucrați de pe telefon foarte ușor. Eu am pornit aici pe 17 ochiuri de lanț, dar eu o să vă mai explic în momentul în care încep să lucrez. Pe 17 ochiuri de lanț pentru a ajunge la 10 cm cu o croșetă numărul 2,5 și cu un fir alize cotton gold fine pus în două. Am lucrat cu firul în două pentru că am vrut să aibă ținută totuși sândăluța. Inițial am încercat cu bumbac mercerizat, nu mi-a plăcut cum se vedea și atunci am folosit bumbacul acesta nemercerizat, care se așează mult mai bine, are o ținută mult mai frumoasă pentru o astfel de lucrare, dar voi puteți să lucrați cu ce fir vă doriți și cu acril puteți lucra. Un acril de acela de care se lucra cu croșetă numărul 3, dar acum lucrați cu o croșetă mai mică, cu 2,5 ca să iasă mai bătut, mai țeapăn. Deci nu e obligatoriu să lucrați firul ăsta, eu l-am cumpărat pentru a-mi face o bluziță mie, dar s-a potrivit perfect, s-au potrivit culorile de am făcut această minunăție de sândăluțe. Deci, m-am folosit de schemă, după cum v-am spus, eu am pornit pe 17, dar voi încercați, deci dacă vreți să lucrați pentru un copilaș mai mare, pentru 6 luni, 7 luni, 8 luni, care are lungimea tălpii mai mare de 10 cm, ca să faceți o talpă de aceasta, nu vă ia mai mult de 10 minute. Testați, faceți pe 17 sau pe 19, 20, puneți 20 de ochiuri de lanț la talpă. Deci dacă puneți 20, aici am 17, aveți cu 3 ochiuri mai multe, da? La talpă. Aici veți avea la piciorușele singure cu 3 mai multe, aici cu 3 mai multe, aici cu 3 mai multe. Eu o să vă explic pas cu pas. Da? Faceți o talpă, măsurați și dacă este prea mică, mai adăugați 2-3 ochiuri și testați până vă iese. Nu continuați cu sândăluța decât atunci când aveți o talpă gata, care este perfectă pentru măsura voastră. Și apoi o faceți și pe a doua, din cele două care se suprapun. Eu am făcut din două culori, dar puteți să faceți dintr-o singură culoare, nu e nicio problemă. 3 și 4, vă trebuie 4 tălpi de aceeași dimensiune. Eu am făcut două roșii și două albe. După ce ați făcut în cel puțin asta de deasupra, întâi se prinde și se lucrează partea de față a sândăluței, apoi se prinde, o să vă arăt cu piciorușul alunecat și partea stălaltă. Am atașat inimioarele, dar eu le-am atașat mai mult pentru poze, nu știu cât de potrivite ar fi pentru un bebeluș cu mărgeluțe, pentru că ei trag de chestiile acestea și dacă se desprind, le pot băga în gură. Grijă mare, deci dacă faceți inimioare, le coaseți foarte bine să nu existe riscul să le smulgă și să le bage în gură, se pot înneca copilașii.
E foarte riscantă o astfel de chestie, dar eu le-am cusut foarte, foarte bine și, repet, mărgeluțele le-am pus doar pentru poză. Eu nu cred că aș da copilului meu, indiferent cât de bine ar fi cusute, nu știu, pentru că ei iau piciorușul, bagă în gură cu totul și pot, nu, e riscant, nu puneți mărgeluțe. Puteți pune inimerele, coaseți foarte bine dacă vreți să arate bine, dar nici lipite, nici nimic. Nu, m-am zis, pentru poză, ca să dea bine la fotografie, eu le-am pus. Foarte ușor de lucrat și de adaptat. Mulțumesc, dragilor, că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc că și continuați să fiți alături de mine și sunteți din ce în ce mai mulți. Nu-mi vine să cred că încă se mai mulțesc abonații. Am impresia că toată lumea care mă știe deja, care lucrează de-a lungul timpului, a tot lucrat alături de mine, mă știe deja și nu mai au de unde să vină abonați, ba ei totuși vin. Vă mulțumesc că ați fost curioși și ați intrat și pe canalul meu de bucătărit, Mâncare cu Savoare. Mulți dintre voi v-ați abonat și acolo și îmi sunteți aproape și acolo, mă bucură nespus de mult, nici nu vă imaginați câtă bucurie îmi faceți. Eu voi continua și aici, voi continua și acolo, în funcție de cum mă țin puterile și cum mă ajută timpul. Haideți să începem să lucrăm frumoasa pereche de sândăluțe croșetate. Una din sândăluțe este gata. Deci, ce trebuie să facem? Două tălpi pentru început. Pe cea roșie am făcut-o, două tălpi identice. Acum o voi face pe cea albă. Și urmărim schema. După cum v-am spus, eu făcând pentru 3 luni, voi face, deci pornesc ochiurile de lanț, 17 ochiuri de lanț. Voi probați, deci dacă vreți pentru 6 luni, pentru 9 luni, pentru un anișor, măsurați și dacă nu aveți copilașul prin preajmă, intrați pe Google, dați la căutare măsuri picior copii și vedeți acolo măsuri orientative. Și în funcție de aceasta adăugați, în loc de 17 puteți face 20, 25 de ochiuri de lanț, mergeți, faceți de probă o talpă de aceasta, nu vă ia decât 10 minute maxim și vedeți, măsurați dacă este dimensiunea pentru care aveți nevoie și adăugați, dacă de exemplu eu am pornesc cu 17, voi dacă porniți cu 20, deci ați adăugat 3 ochiuri de lanț la partea de început, piciorușe de acestea libere, deci pe colțuri, felul cum înmulțim aici la fiecare rând, se respectă exact cum am făcut eu, așa face și voi. Doar că va crește numărul de piciorușe singure de aici. Eu la primul rând am 12, la rândul 2 am 13, la rândul următor 14 pe partea aceasta. Și voi dacă ați pus cu 3 ochiuri de lanț mai mult, aici în loc de 12 veți avea cu 3 mai mult 15, aici cu 3 mai mult 16, aici 17. Dacă ați pus cu 5 mai mult, normal că veți avea cu câte 5, deci doar aici. Este foarte ușor de urmărit și foarte ușor de adaptat. Da, dacă aveți vreo lămurire la un moment dat, să mă întrebați că eu vă răspund cu drag atunci când pot. Da? Deci, adorabile, adorabile. Și după cum v-am spus, pot fi făcute și pentru băieței, bineînțeles cu o culoare potrivită. Un bleu și alb, cred că are și cu siguranță ies sândăluțe grozave. Dacă am timp, chiar am să testez și am să fac măcar una și cu această culoare ca să vă arăt cât de frumos vine. Deci începem. Eu fac deci 17 ochiuri de lanț, că așa am făcut la prima sândăluță, așa fac și aici. Deci am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ochiuri de lanț. Acum, dăm după croșetă și 1, 2, 3, în al patrulea ochi de lanț, deci în al patrulea, da? De aici, aici în al patrulea, deci am făcut un picioruș dublu. Încă unul și încă unul, încă 3 piciorușe duble. Da? Aici, în al patrulea ui de lanț, exact în același loc. Haideți să vă arăt aici, da. Uitați, de aici pornește. Deci, am făcut 17 ochiuri de lanț și vedeți, am lăsat 1, 2, 3 în al patrulea ui de lanț, deci una, două, încă 3 piciorușe duble. Da? Acum, din următorul, facem piciorușe duble până la penultimul ochi de lanț. Sunt 12 piciorușe duble. Deci am făcut 1,
2, 3, până la 12, da? Vine până la penultimul, până aici. Continuăm. Deci piciorușe duble, unul după altul, în fiecare ochi de lanț. Și, deci aici în colț sunt ochiurile de lanț și cele 3 piciorușe duble făcute în al patrulea ochi de lanț aici, apoi 2, 4, 6, 8, 10, 12 piciorușe duble. Acum, în ultimul ochi de lanț aici, facem 7 piciorușe duble. Da? Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conform schemei. Am respectat schema întocmai. Deci, 1, 2, 3, 4, dau firul în spate, 5, 6, 7. Acum trag de firul ăsta ca să strâng orificiul ăsta cât mai bine. Deci 7 piciorușe duble aici în colț și acum vom lucra cele 12 piciorușe până aici și pe partea asta. Deci de deasupra următorului picioruș de aici. Și prind și firul acesta în lucru ca să nu mai fiu nevoită să-l ascund apoi. Deci 1, al doilea, al treilea, deasupra fiecărui picioruș, deasupra celor 12 pe partea astrealtă. Deci până aici, 12. Deci dacă le numărați, exact atâtea vă ies. Deci am și pe partea astrealtă, aici sunt cele 7 din capăt, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aici în capăt, în partea astrealtă, aici unde am avut cele 4 de la început, deci ochiurile de lanț și cu celelalte 3, mai facem încă 3 piciorușe duble, da? Încă 3. În total vor fi tot 7 și aici. Deci 1, 2, 3. Și acum unim cu piciorușul alunecat și încheiem un prim rând. Unim cu piciorușul alunecat, unde? În al treilea ochi de lanț de aici de la bază. Deci 1, 2, în al treilea ochi aici. Și acum am încheiat o primătură. Deci, am avut ochiurile de lanț, am făcut încă 3 piciorușe duble. Am făcut 12 piciorușe duble în fiecare ochi de lanț. Aici, în al ultimul ochi de lanț, am făcut 7 piciorușe duble și pe partea asta tot 12 singurele și apoi încă 3 piciorușe duble în același loc, ca să fie 7 aici la început, exact cum avem și la sfârșit, da? Este o simetrie perfectă. Bun, deci exact cum v-am spus, dacă, pentru că eu am pornit pe 17, dacă voi porniți pe 20 de ochiuri de lanț, spre exemplu, pentru 6 luni, atunci, aici aveți, în loc de 12 piciorușe duble, aveți 15, da? Cu 3 mai mult. Se vor înmulți doar piciorușele care sunt singure. Aici în capă, ce ne spune schema? Deci, urcăm cu 3 ochiuri de lanț și apoi, exact în același loc, mai facem un picioruș dublu. Deasupra următorului, 2 piciorușe duble, deasupra următorului, 2 piciorușe duble. Vom avea 3 perechi de câte 2, practic. Deci, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, exact în același loc mai fac încă un picioruș dublu. Da? Că ochiurile de lanț țin loc de un picioruș dublu, deci am 2 în același loc. Merg deasupra piciorușului următor. Fac 2 piciorușe duble, exact în același loc. Deasupra piciorușului următor, 2 piciorușe, exact în același loc. Deci, și am 3 perechi de câte 2 piciorușe duble. Avem înmulțiri, da? O înmulțire, 2, 3 înmulțiri. Câte 2 piciorușe duble într-un singur deasupra unui picioruș de pe rândul anterior. Acum, piciorușe singure, la rândul 2, avem 13 în total. Deci, 1, 13 am eu. Dacă voi ați porni cu 20, aveți cu 3 mai mult. Veți avea 16, da? Am 1,
2, 3 și continuăm cu celelalte 10. Deci, după cele 3 perechi, deci o pereche, două perechi, trei perechi, avem 2, 4, 6, 8, 10, 13 piciorușe duble. Aici, în capăt, cum facem? Înmulțim din nou. Deci, deasupra primului facem 2 piciorușe duble, 1 și încă 1. Ne spune schema, uitați aici. Am 1, 2, 3 perechi de câte 2 piciorușe duble, exact pe mijloc facem 3 piciorușe duble într-un singur loc și apoi din nou 3 perechi. Deci, vedeți că sunt 2 piciorușe deasupra unuia singură, asta înseamnă pereche și înmulțire. Da? Eu sper să fiu pe înțelesul începătoarelor ca să poată să facă și el o astfel de pereche de sândăluțe. Dragilor, aveți curaj și întrebați-mă dacă ceva n-ați înțeles și vreți să faceți și voi, da? Bun. Iar mi-am făcut unghia asta din nou și n-am răbdare să usuce și am bulit-o din nou. Asta e. Nu mă mai opresc, că mă apuc în noaptea. 2. A doua pereche. Da? Deci am făcut 2 într-un singur loc, deasupra unui picioruș. În următorul loc, iar din nou 2. A treia oară, tot 2, că am zis că facem 3 perechi. Ele sunt 7 piciorușe aici pe rândul anterior. Deci deasupra primelor 3 am făcut câte 2. Da? Acum, exact în mijloc, deasupra celui de-al patrulea de la mulțire, fac 3 piciorușe duble în același loc. Deci 1, al doilea, al treilea. Da? Sunt 3. Acum, din nou, perechi. Cele 3 perechi, exact ca și pe partea cealaltă. Deci 2 în același loc, o pereche, o mulțire, a doua și a treia. Și acum, pentru că pe rândul anterior am avut 13 piciorușe singure, 13 vom avea și pe partea asta. Deci 1, 2, 3, 4, până la 13. Deci, după ultima mulțire, că se vede unde-s 2 în același loc, am făcut 2, 4, 6, 8, 10, 13 piciorușe duble. Și înainte de a încheia rândul, mai facem 2 perechi. 1, o pereche și încă una, a doua, deși pare că mai avem loc să mai facem o înmulțire, deci doar 2 perechi, da? Deci doar 2 perechi, pentru că aici avem înmulțirea de pe mijloc și încă 2 perechi, așa facem și aici, 2 perechi și deși pare că mai avea loc, nu mai facem încă una pentru că nu ne iese talpa corect. Este suficient, 1, 2 în al treilea ochi de lanț aici, unim cu piciorul și alunecat și am încheiat și rândul numărul 2. Uitați ce frumos vine. Bun, la ultimul rând, rândul numărul 3, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș dublu, încă o înmulțire, adică o înmulțire, încă un picioruș exact în același loc. Cum ne zice nouă schema aici, uitați, avem o înmulțire, deci sunt cele 3 ochiuri de lanț pe care le-am făcut și încă un picioruș dublu exact în același loc. Apoi, un picioruș singur, o înmulțire, un picioruș singur, o înmulțire și apoi piciorușe singurele. Da? Deci, voi avea aici, pe partea asta în vârf, pe partea rotundă, vom avea una, două, trei înmulțiri, dar alternând înmulțire, picioruș singur, înmulțire, picioruș singur, înmulțire, picioruș singur. Deci o înmulțire o am, un picioruș singur, din nou a doua înmulțire, deci în același loc, de aceea este înmulțire, un picioruș singur și a treia înmulțire. Două piciorușe. 1,
și încă unul. Că am zis trei înmulțiri. Și acum urmează piciorușe singure. La ultimul rând, pe partea asta, sunt 14 piciorușe duble, singure. Deci, voi dacă ați porni cu 20, aici veți avea 14 cu 3. Veți avea 17 piciorușe singure. Dacă ați porni cu 5, bineînțeles că veți cu 5 mai mult, da? Sau dacă porniți cu mai puțin, poate vreți să faceți pentru un nou născut o astfel de pereche de sandăluțe și porniți cu 15. Deci, dacă aveți cu 2 mai puțin aici la început, aici veți avea 12, veți avea cu 2 mai puține. Da? Exact diferența pe care o aveți aici la ochiurile de lanț de început, o veți regăsi. E bun să vă notați un astfel de amănunt dacă vreți să vă iasă corect. Da? Bun. Și acum, deci, 14 piciorușe duble, singure. 1, 2, 3, 4, până la 14. Am făcut cele 14, uitați, aici e ultima mulțire, deci am 2, 4, 6, 8, 10, 14 piciorușe duble. Și cum facem pe partea aceasta? Deci avem înmulțire singură, înmulțire singură, înmulțire singură, înmulțire singură, înmulțire, deci câte înmulțiri avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 înmulțiri. Avem pe partea asta, alternând exact ca și pe partea cealaltă. Deci, o înmulțire, deci două în același loc, unul singur, a doua înmulțire, unul singur, a treia înmulțire, unul singur. Și așa până la 8. Da? Înmulțire unul singur, înmulțire unul singur, până se fac 8 astfel de înmulțiri. Da? Până ajungem pe partea asta. Dar numărăm să fie 8. Chiar dacă poate n-ați fost atent, se văd. Uitați cât de evidente sunt. Deci una, două, trei înmulțiri. Continuăm, dar alternând. O înmulțire unul singur, o înmulțire unul singur, până la 8. Și am făcut cele 8 grupe, deci cu înmulțire picioruș singur, deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 înmulțiri. Pe partea aceasta facem 13 piciorușe duble, nu 14 pe partea cealaltă, ci doar 13. Așa ne spune schema, eu așa am făcut și sunt mulțumită de cum a ieșit. 13, voi dacă aveți mai multe cu 3, normal că vă ies 16. Dacă aveți mai puține, atunci vă ies exact cum v-am explicat. Deci, am 2, 3, până la 13. Și uitați, de la ultima mulțire am 2, 4, 6, 8, 10, 13. Și acum încheiem rândul, e pe partea asta. Deci, o înmulțire, unul singur, o înmulțire, unul singur și gata, unim cu piciorușul alunecat. Deci, o înmulțire, un picioruș singurel, din nou o înmulțire, un picioruș singurel, și unim cu piciorușul alunecat, de data aceasta nu mai în al treilea ochi de lanț, ci în următorul aici, ca să se fixeze, să se așeze frumos. Da? Și în felul acesta am terminat și tălpica următoare. Eu zic că arată foarte bine. Bun, acum vom începe și vom face partea de deasupra sândeluței. Se pornește de la partea scurtă, de aici pornim, deci facem 5 piciorușe duble, ochiuri de lanț, prindem pe mijloc, ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble, ochiuri de lanț pentru a face baiera aceasta, ne întoarcem pe ea cu piciorușe duble până aici. Asta este tot, foarte, foarte ușor. Cum calculăm? Deci, cele 5 piciorușe duble pe parte și pe alta sunt pornite, deci aici am încheiat rândul, aici e parte de călcâi, deci unde am încheiat noi rândul. Aici e parte de vârf. Bun. Haideți să vă spun, deci pe partea asta, pornind de aici, aici este ultima înmulțire, de aici de la călcăi,
imediat în următoarele 5 piciorușe. Da? Deci am 1, 2, 3, 4, 5. În următoarele 5 după ultima mulțire. Și pe partea asta exact la fel. Uitați, aici este ultima mulțire, următoarele 5 piciorușe. La cel din stânga am pornit din partea stângă. Da? Și am făcut cele 5 piciorușe. La piciorușul, deci din, la sândăluța stângă, pornim de pe partea stângă a tălpii. Acesta fiind din dreapta, deci va fi, vedeți că e, se vede de aici, de la partea cu degețelul, că e un pic spre interior trebuie să fie. La cel din dreapta voi porni de pe partea dreaptă, da? De aici. Identificăm care este ultimul picioruș, ultima mulțire pe partea aceasta. Ia să vedem unde este. Ultima mulțire este aici. Deci, de aici pornim. Că aici este ultima mulțire. Și pe partea asta la altă, ultima mulțire, uitați-o unde e. Aici. Da? Facem ochiul inițial. Ia să vedem. El pare că este un picuț șui, da? Vedeți? Dar dacă așa este schema, eu am respectat-o și sunt mulțumită. Scoatem firul pe sub ochiul de lanț, am băgat croșeta, ați văzut, da? Pe sub piciorușul dublu, pardon. Și facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Acesta este, ține loc de un prim picioruș dublu. Dăm după croșetă, băgăm pe sub următorul picioruș, facem al doilea picioruș dublu, dăm după croșetă pe sub următorul, al treilea, dăm după croșetă pe sub următorul, al patrulea, și mai facem încă unul, al cincilea. Al cincilea picioruș dublu. Deci am zis că facem 5. Acum, 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ochiuri de lanț. Acum, cum ne gândim să facem prinderea? Prinderea aceasta. Deci este făcută în al treilea picioruș. Deci, noi suntem la piciorușul, la piciorușul stâng, am făcut, nu știu cum să vă explic eu, ca să fie, deci 1, 2, 3, 4, în al cincilea de pe partea stângă, da? Bun, eu sunt la piciorușul drept, în al cincilea, deci dăm după croșetă că vom face picioruș dublu și am 1, 2, 3, 4, în al cincilea, din cele 7 înmulțite. 1, 2, 3, 4, în al cincilea, aici. Deci pe sub el. Uitați așa. Și facem picioruș dublu. Da? Și în felul acesta vedeți că mi se duce spre interior. Este normal. Deci 1, 2, 3, 4, pe sub al cincilea. E al treilea pe partea asta la altă. Și acum facem 11 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și trebuie să facem cele 5 piciorușe duble. Cum vom face? Deci, cele 5 înainte de înmulțire. Deci am 1, 2, 3, 4, 5. Deci dăm după croșetă. Acesta este 1, următorul al doilea, al treilea, al patrulea, și al cincilea. Și am făcut și pe partea asta la altă. Da? Vedeți? Uitați. Partele sunt dulți. Acum facem baieruța aceasta. Am 17 ochiuri de lanț pornit la bază. Voi face 17 pentru baieră pentru că am văzut că e suficient.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Dacă vreți să o faceți mai lungă, puteți să o faceți, dar eu am văzut că este suficient, pentru că este și un picuț elastică. Și avantajul aici că se poate strânge în așa fel încât, adică, ca să vină fix, să nu-i cadă din picioruș. Da? Se poate fixa în oricare loc pe ochiuri, pe piciorușurile duble. Bun. Acum ne vom întoarce cu piciorușe duble până pe partea astălaltă, în fiecare ochi. Se face o mică scădere aici, în dreptul mijlocului. Deci, dăm după croșetă, 1, 2, deci 1, 2, 3, din al patrulea, facem piciorușe duble. 1, 2, de fapt nici nu trebuie numărate, aici nu mai trebuie să numărate. Deci, facem piciorușe duble, v-am spus, pe toate ochiurile de lanț și deasupra celor 5 aici. Ne ducem cu piciorușe duble până ajungem aici. Aici vă voi arăta că se face o scădere. Piciorușe duble unul după altul. Lucrate strâns, frumos, ca și până acum. Și vedeți, am făcut piciorușe duble deasupra inclusiv piciorușelor duble de aici, da? În fiecare ochi de lanț. Am ajuns aici, aici în mijloc și vedeți, acesta este ochiul de deasupra piciorușului dublu de aici. Înainte, pe mijloc și după, facem o scădere. Deci, am dat după croșetă, băgăm ochiul dinaintea celui de pe mijloc și scoatem doar o dată, deci picioruș dublu neterminat, dăm după croșetă, exact pe mijloc, picioruș dublu neterminat și în următorul, răsucim ochiurile de lanț ca să lucrăm bine pe ele, da? În următorul, picioruș dublu, uitați că n-am prins bine. Picioruș dublu neterminat și acum prin toate odată. E scădere de pe mijloc. Și acum continuăm cu piciorușe duble în fiecare și pe partea cealaltă până în capăt. Exact cum am făcut pe partea cealaltă, așa facem și aici. Deci răsucim ochiurile de lanț ca să putem lucra bine pe ele. Pentru că e greu să lucrăm pe dosul ochiurilor de lanț. Puteți să faceți și așa. E mai simplu pe fața lor, pe fața ochiurilor de lanț. Da? Continuăm până la capăt. Până în capăt, inclusiv deasupra celor 5 piciorușe și gata. Tăiem firul și am terminat. E important aici în capăt, deci am făcut doar 4 piciorușe duble, un ultim picioruș este în al treilea ochi de lanț aici, da? Ca să poată să iasă frumos. Aici încheiem cu al 5-lea picioruș dublu. Da? Pe ultimele, pe piciorușele duble de aici de la început. Da, da, aici, aici e finalul, în al treilea ochi de lanț pe ochiurile de început. Și acum tăiem firul, tragem și pe acesta vom ascunde coacul în lucru. Firele mele două. Haideți că vreau să vă arăt și cum ascundă în lucru, în așa fel încât să nu se vadă. Pe acesta îl voi trage pe dos, firul acela de început. Tragem de el și fixăm bine. Și voi prinde pur și simplu. Fac pe dos în vreo câteva puncte. Uitați așa, tragem frumos, nu tragem tare ca să nu deformăm, să rămână drept frumos aici. Mă duc înapoi, mai duc înainte un pic. Înapoi. Și încă un pic înainte și gata. Este suficient. Nu e un fir alunecos ăsta, deci cu siguranță va rămâne fixat bine aici. Așa voi face și cu ăsta, un picuț. Hai,
uitați, așa voi face aici, că asta va rămâne pe dos. Deci, cum spuneam, deci întoarcem cu dosul deasupra, aici e partea de la călcăi. Deci e dosul, dos pe dos. Așezăm și vom porni din partea de, aici de la călcăi și vom prinde, vom face marginea aceasta. Eu am făcut-o cu un roz. Voi puteți să o faceți tot cu roșu, cu partea de la talpă sau cu alb, cu ce culoare vreți voi. Dar eu așa am văzut în poza după care m-am inspirat și așa am făcut și eu. Și cum vom face? Deci pornim dintr-un punct oarecare, deci le suprapunem și pornim ia să fac totuși nodul inițial și vom face piciorușe alunecate. Deci, bag aici, 1, în spate 1, scoatem firul și scoatem prin ochi. Tragem ca să-l strângem pe acesta de la început și vom face de jur împrejur. Deci, la următorul, am băgat aici, la următorul, în partea din spate. Da? Aici este unde e îmbinarea, la spate. Și piciorul și alunecat, următorul, 1 aici, următorul aici, piciorul alunecat și strângem, da? Să se fixeze frumos, nu foarte tare, deci următorul de aici, următorul la cel din spate, da? Piciorul alunecat, următorul de aici, următorul din spate, scoatem firul, piciorul alunecat, ați văzut că am pornit cu firul de pe dos, da? Că dacă puneți firul deasupra nu o să vă iasă. Așa, următorul de aici, următorul de aici, piciorul alunecat, următorul de aici, următorul de aici, uitați așa, facem de jur împrejur, eu la un moment dat, și pe partea asta aici, o să mă opresc, deci când o să mai am puțin așa și o să fac tălpica aceasta. E dintr-o chestie din plastic care se pune pe masă, ca să nu se zgârie masa. E o folie mare și am decupat eu. Am pus tălpica, așa, am desenat cu pixul și am tăiat undeva cu vreo 4-5 mm spre interior. Da? Ca să fie exact cât interiorul, de fapt, să vară pe partea asta altă. Uitați cât e. Da? Și am băgat-o pe mijloc, dar nu e obligatoriu, puteți să o faceți și fără niciun fel de problemă. Pentru că fiind dublă, oricum are ținută pe talpă, dar am vrut eu să-i dau un pic de ținută și cu plastic de acela. Deci, următorul de aici, următorul de aici, unul câte unul, câte unul, câte unul. Foarte ușor și foarte simplu și foarte rapid, nu? Eu așa zic. Și mergem de jur împrejur, prinzând. Uitați ce frumos se formează și ce frumos se fixează. Vedeți? Perfect. Continuăm. De jur împrejur. Și am făcut de jur împrejur. Vedeți că am ajuns până aici. Am trecut de asta și pe aici. Deci dacă vreți să faceți ca mine, acum este momentul de a băga partea aceasta. Plastic. Uitați. Am așezat-o. Îi dă un pic de ținută mai bună tălpii, dar v-am spus că puteți să faceți fără probleme și fără o astfel de întăritură, dar v-am arătat cum am făcut eu și continuăm până încheiem, până ajungem aici și am încheiat, ascundem capătul un lucru, apoi, deci după ce facem acesta, facem, eu am făcut inimioare la care am cusut câte o mărgeluță, o perluță mică, sau puteți să faceți doar inimioarele. Dacă dați click sus aici, găsiți link-ul către tutorialul în care vă arăt exact cum să faci o astfel de inimioară. Eu am făcut acum 2 ani și jumătate mărțișoare, inimioară ca și pentru mărțișoare, și s-a nimerit perfect pentru proiectul acesta. Am făcut
din cele trei culori, roz, roșu și alb. Iar pe partea scurtă, aici, punem un năsturel micuț, iar partea aceasta, aici, între piciorușele duble, e spațiu suficient, că năsturelul fiind micuț, de se poate muta în oricare loc, în așa fel încât să fixeze sândăluța bine pe picior. Da? Coasem pe lateral, pe partea unde e năsturelul, am cusut eu floricelele, inimioarele. Una exact aici pe mijloc și apoi încă una și încă una. M-am făcut pe partea asta. Așa voi face și aici. Și astfel sunt gata sândăluțele. Vedeți ce ușor a fost? Și gata, dragii mei. Am terminat și cea de-a doua sândăluță. Uitați ce frumoasă. O bijuterie a ieșit. Am prins în dreptul celui de-al doilea picioruș, dar v-am spus că vă puteți duce în dreptul celui de-al treilea, al patrulea, în așa fel încât, ea fiind partea asta, este ușor elastică, să fixeze foarte bine glezna piciorușului și să rămână fixat, să nu și-o scoată, că ei se trag cu foarte multă ușurință de piciorușe. O bijuterie, spun eu, o frumusețe, eu sper să vă placă și să văd cât mai multe astfel de sândăluțe cu inimioare. Așa cum am făcut eu, inimioarele trebuie scusute bine, mai ales dacă faceți pentru copilași și mai măricei, pentru că ei se apucă și trag de ele. Și am pus și mărgeluțe, voi puteți să faceți fără mărgeluțe, puteți să le faceți pur și simplu, adică să coaseți inimioarele și atât. Eu pentru poză am pus și mărgeluțe, sunt periculoase pentru copilași, grijă mare. Deci dacă e să le prindeți, trebuie să le coaseți foarte bine, să nu existe niciun risc ca să poată înghiți copilul o astfel de mărgeluță. Eu le-am cusut bine. Dar, sinceră să fiu, eu aș evita așa ceva, pentru că copilașii sunt imprevizibili când sunt micuți. Dașilor nu le putem spune la câteva luni dacă au sau n-au voie să facă un lucru. Foarte ușor de făcut și de adaptat pentru oricare mărime, nu? Zic eu. Dacă aveți, repet, dacă aveți întrebări despre vreun detaliu, indiferent în ce moment al lucrului sunteți, puteți să mă întrebați. Poza aceasta, deci schema, eu am scos-o de pe Pinterest. Uitați, eu vă las. Puteți să faceți un print screen și o aveți salvată pe telefon și vă puteți servi de ea. Ce pot eu să vă mai spun? E foarte simplu, ușor de făcut. Spor și voie bună, dragii mei, pentru măsurile, pentru talpă. Repet, am mai spus într-un moment, dar știu că nu toată lumea are răbdare să asculte videoclipul de la un capăt la altul. Intrați pe Google sau pe Pinterest, scrieți măsuri picioruș copii, talpă copii și o să găsiți măsuri orientative pentru toate vârstele, de la nou născut sau de la prematur chiar, până la copii mai mari. Și puteți lua măsuri, o măsură orientativă pentru a face o astfel de pereche de sândăluțe. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost și astăzi alături de mine, vă mulțumesc din tot sufletelul. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru că sunteți fideli și lucrați și văd lucrări tot timpul alături de mine. Nu uitați să intrați și pe canalul Mâncare cu Savoare, poate vă place ceva și de acolo. Ne revedem sănătoși și voioși cu un nou proiect, o nouă idee, la fel de simpatică și interesantă, poate mai simpatică și mai interesantă decât aceasta. Abonați-vă dacă nu sunteți deja abonat. Vă pup, dragilor, la revedere!